prin ședință de dresaj, înțelegeți că noi lucrăm și la desensibilizare. Observați că eu îi ating corpul, acest câine se agită când este băgat în seamă de oameni, se agită. Dacă mergeți acolo sus pe canal, o să puteți viziona un alt clip pe care l-am dedicat desensibilizării câinelui prin faptul că am folosit doi pui de labrador cu care am exemplificat exercițiul ăsta. E vorba de o asociere între atingerea pe care un om i-o aplică cățelușului, poate să fie orice străin, și ceea ce asociază stăpânul sau conducătorul de la capătul lese al câinelui în momentul în care este atins. De exemplu, acum mai poți da mingea. Bine. Bun, bun. Foarte bine. Ideea este că trebuie să lucrăm și această etapă cu câinele, mai ales că este un câine mare și poate speria. Dacă cineva vine să-l atingă, nu că este necesar, vă recomand să nu vă duceți să atingeți câini străini, indiferent ce fac aceștia, că așteaptă la magazin, că merg frumos în lesă, că sunt simpatici și se joacă cu stăpânul, nu intrați în spațiul lor și nu-i atingeți. Dar dacă totuși acest lucru se întâmplă, este important ca stăpânul câinelui, hai să vii cu el aici, este important ca stăpânul câinelui să știe ce să facă în acel moment, să salveze practic situația. Fiind în perioada de dresaj și fiind în... Spune-i să rămână. Stai. Și vorbești cu el, exact. În perioada de dresaj și fiind un câine care are nevoie de stabilitate emoțională, noi lucrăm și la acest element de desensibilizare. Spune-i să rămână. Observați cum se agită? Yes. Avem lesa, spune-i să rămână. Stai. Avem lesa la dispoziție, poți să scoți mingea între timp, da? Și o pui undeva în față acolo. Bun, foarte bine. Acolo. În momentul în care stăpânul a făcut această mișcare cheie, sigur că da, câinele ajunge să își concentreze mai mult atenția pe ceea ce anticipează că va urma decât pe atingerile mele. În momentul în care eu îl ating, această atingere poate deveni puțin câte puțin, trimite-l. Excelent. Poate deveni puțin câte puțin un semnal pentru câine că urmează ceva major, ceva major, interesant pentru el și merită toată atenția pe care o oferă stăpânului. Hai să mai facem o dată. Dar observați, lesa poate fi scurtă, lesa poate deveni lungă când fuge după minge. Spune-i să se așeze, spune-i să rămână, eu îl mângâi și tu ai plecat să pui mingea în față. Da? Bun. Observați, lesa se lungește, stăpânul nu trebuie decât să se concentreze asupra exercițiului, nu ce face neapărat cu lesa. Și în momentul în care câinele stă cu minte, a pus mingea jos, e un tertip foarte important, o mișcare cheie care anulează orice altă mișcare în preajma câinelui și chiar și o atingere, precum fac eu acum, îl vorbești cu el. Observați, vorbitul cu câinele nu-l face decât să anticipeze că vine momentul recompensării. Nu știe când, dar îl tot anticipează. Intervalele de timp pot crește și cu cât ești mai preocupat de câine să-l mângâi, cu atât el va deveni mai atent la stăpân, pentru că, trimite-l, pentru că el știe că orice atingere și orice intervenție a unui străin asupra lui poate să fie un semnal că începe jocul cu stăpânul.
Nu uitați, câinii sunt totuși niște ființe care au nivelul de înțelegere a unui copil de până la 2 ani. Și atunci când îi apucă joaca și distracția, desigur, trebuie să îi înțelegem, îi temperăm, e adevărat, scoate mingea acum, îi temperăm, e adevărat, și le mutăm atenția pe altceva. Spune-i să rămână, stai. Da? Și pleacă undeva acolo. Stai. Spune-i să rămână, pune mingea jos. Așa, foarte bine. Pui mingea jos, vorbești cu el. Dacă observați, eu fac mișcări din ce în ce mai complicate care ar putea scoate câinele din comandă și din concentrare. Însă tu iei mingea de jos acum, în timp ce eu fac mișcări cheie și vorbesc cu el. Da? Și pentru că este ok și face ce trebuie, dă mingea cu o diagonală către gard și lasă-l să o ia. Îi spui liber. Excepțional, excepțional. Du-te, 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 du-te cu el. Foarte bine, foarte bine. Nu ne-am luat costumul de hocheist pe noi? Bun, deci oameni buni, să știți că el știe ce înseamnă să-i pui și să-i scoți garda, pentru că această zgardă îl scoate afară, sau cel puțin îl scotea înainte, acum folosim altă zgardă. Însă, în momentul în care îi scoți garda, el se poate deseta total de starea de lucru, pentru că așa se întâmplă când de obicei oamenii bagă câinele în casă și scoți garda. Eu am făcut acest gest, nu l-am făcut niciodată în exercițiile noastre de dresaj. De altfel, asistați la o premieră, este prima oară când lucrăm la acest nivel de desensibilizare, dar am vrut să vă exemplific cât de bine poți folosi lesa retractabilă chiar și în situația în care o combini tehnica de folosire a lesei cu elemente de dresaj de desensibilizare. Badu este un câine tânăr, are un an de zile și este plin de energie. Totodată urlă hormonii în el, corect, și vrea să arate că e mare și tare. Însă noi învățăm să canalizăm energia lui către mai mult control, către mai multă atenție și către anticiparea unor evenimente absolut plăcute bazate pe minge. Scoate mingea și treci cu el cu pas prin fața. Da? Eu voi distrage câinele. Deci observați, Oana și reglează lesa și poate pleca. Are acum în momentul ăsta o lesă, vino și înapoi, are o lesă scurtă de un metru, deși această lesă flexi te întorci, deși această lesă flexi este o lesă de 10 metri. L-am distras. Numai că poate să-l oprească din lesă să-i atragă atenția. De obicei, trasul de lesă trebuie să fie un mijloc prin care reconectezi câinele la tine și îl faci să anticipeze recompensa, nu un mijloc de a-l inhiba, de a-l speria atunci când îl tragi de lesă, că se vor întâmpla lucruri nasoale. Și tocmai de aceea trasul de lesă îl face pe acest cățel să anticipeze primirea mingei. Te oprești cu șez. Bun. Încearcă să pui mingea jos, dar ce înseamnă asta? Întâi îl pregătești prin comanda de rămânere pe loc, îți scurtezi lesa ca să poți să-l blochezi la timp. Observați cum a scurtat-o? Foarte ușor, dintr-un simplu buton, și a făcut-o o lesă de 30 de centimetri. Da? Du-te prin fața lui și prin spatele lui și fă un exercițiu de așteptare în timp ce el trebuie să se abțină. Vino pe aici, aproape de el. În timp ce el trebuie să se abțină la minge. Da? Mișcarea stăpânului este de asemenea foarte importantă și distrage atenția. Și ține-te bine. Foarte bine și trage. Și îl pui în șez. Bun, foarte bine, îl pui în șez, nu-i nimic. Și acum trimite-l la minge. Acum, liber. Și te joci cu mingea, foarte bine. Joacă-te. Exact ce vă spuneam, este un câine reactiv la câini, a văzut doi câini trecând și s-a manifestat. Este important ce face stăpânul cu lesa și cum blochează câinele să-i distragă atenția de acolo. Primul pas a fost că i-a întors atenția de acolo printr-un blocaj, dar asta
Asta a fost datorită faptului că are dexteritate pe butoanele lesei, da? Și apoi, după acest blocaj, ce faci cu reacția lui, adică cu întoarcerea lui la tine? Nu-l lași pur și simplu să-și întoarcă din nou atenția către stimulul pe care tocmai l-a văzut, ci compensezi. Trasul de les înseamnă fii atent aici că vine recompensa și asta ai făcut. Foarte bine. Hai să continuăm exercițiul. Mai punem o dată minge aici, ai spui să rămână. Este extrem de important, dragii mei, să lucrăm motivațional, să exploatăm instinctele câinelui. În cazul acesta trebuie să inhibăm, să năbușim instinctul sexual care îl face extrem de războinic cu alți câini și să perpetuăm instinctul de vânătoare, cel pe care ne bazăm atunci când ne jucăm cu mingiuța. El va alege ceea ce poate face. Mișcări noi care îl surprind pe câine, nu e nicio problemă. Fiind la ședința de dresaj, ne folosim de corecturi, așa cum am spus, și învățăm câinele că orice mișcare nu este valabilă pentru a-l scoate din poziție, decât atunci când îi va da comanda de bază. Da? Câinele se uită pe minge, eu îl voi distrage, tu rămâi acolo, vorbești cu el, începi să îl faci să anticipeze faptul că îi vei da mingea. Vorbești de la distanță, da? Observați, eu fac, puteți să-mi faceți și o poză acum, că fac o poză cu câinele. Bun. Câinele este foarte atent la ce mișcă, însă anticipează mai mult ca oricând eliberarea. Spune-i. Perfect. Și începe joaca. Să nu uitați că atunci când, dacă toți suntem la faza de recompensare cu mingea, o să vorbim, o să facem un clip dedicat jocului cu mingea sau cu alte obiecte de aport, să nu uitați că după ce și-a luat mingea, câinele vrea să se întâmple ceva cu acea minge. Trebuie să fii extrem de activ, să te joci cu el și să atentezi cumva la mingea lui. În momentul în care faci asta, câinele este atras de acest joc și place că o deține, că deține obiectul de aport, în cazul acesta mingea, și vine la provocarea stăpânului. Dar vedeți, stăpânul nu are decât să se joace cu câinele și nu are nici o problemă niciun fel de gând distras către lesă. Ce fac cu lesa? Cum o strâng? Să nu ne împiedicăm de ea. Bun, hai să-i spui să lase. Foarte bine. Excelent. Bun. Sunt foarte multe de spus. În cazul acesta am vrut să vă fac părtaș la o ședință de dresaj cu un dulău numit Badu, ciobănesc german negru, un câine care este în dresaj, are vreo 6-7 ședințe, așa, ceva, da, de genul ăsta. Da? Bineînțeles, lucrăm cu stăpânul, facem două lucruri în același timp, instruim și stăpânul și educăm și câinele și consolidăm relația dintre cei doi. Badu este un câine puternic, e adevărat, dar toată această putere o vom canaliza către un dresaj de calitate. Tot acest drive pe care el îl arată către obiectul de aport, îl folosim în a îmbunătăți educația. Și este important ca această asociere cu mingea, această atenție care îi aduce ca profit mingea, să fie dezvoltată în orice fel de loc. Orice fel de loc înseamnă nu numai în parc, nu numai în țarcul de câini sau nu numai acasă. Poți să fii pe o stradă, așa cum suntem noi aici, unde te întâlnești, după cum observați, cu distrageri absolut spontane, de tot felul, deci nu știi ce se poate întâmpla acolo unde lucrezi. Câinele, bineînțeles, este un câine cu
potențial de câine de protecție, este vigilent și vrea să înțeleagă tot ce se întâmplă în jurul lui. Însă nu întotdeauna trebuie să fie foarte atent și eventual reactiv către ce se întâmplă în jurul lui și de aceea lucrăm la această atenție și la anumite asocieri pozitive cu ce? Cu primirea mingii. Hai să-l aduci aici, să-l pui înculcat. Trage lângă tine, spune culcat. Bun, lasă-l așa. Tu mingea undeva acolo, spune-i să rămână. Stai. Perfect. Bun. Mă bucur că ați fost prezenți aici alături de noi. Sper să vă luați învățămintele din ședința noastră de dresaj, să vă fie utilă și vouă și totodată rămâneți conectați pentru că vor urma clipuri interesante despre dresaj, despre educația canină, așa cum nu le-ați mai văzut cu siguranță nicăieri în altă parte.